Ce este un miracol? Un miracol este o corecție. El nu creează, nici nu schimbă absolut deloc, ci doar privește devastarea și amintește minții că tot ce vede este fals. El desface greșeala, dar nu încearcă să treacă dincolo de percepție, nici să depășească funcția iertării. Rămâne așadar în limitele timpului. Dar netezește calea pentru revenirea temporalității și deșteptarea iubirii, căci frica trebuie să dispară în fața blândului remediu pe care îl aduce. Un miracol conține darul harului, căci e dat și primit totodată. El ilustrează astfel legea adevărului la care lumea nu se supune pentru că nu reușește să îl înțeleagă absolut deloc. Un miracol inversează percepția care era înainte răsturnată și pune astfel capăt distorsiunilor ciudate care erau manifeste. Acum percepția e deschisă la adevăr. Acum iertarea e percepută ca fiind justificată. Iertarea e locașul miracolelor. Ochii lui Hristos le aduc tuturor celor care privesc cu îndurare și iubire. Percepția e corectată în ochii lui și ce a fost menit să blesteme a ajuns să binecuvânteze. Fiecare crin al iertării oferă lumii întregi miracolul tăcut al iubirii. Și fiecare e depus în fața Cuvântului lui Dumnezeu, pe altarul universal închinat Creatorului și Creației, în lumina purității desăvârșite și a bucuriei nesfârșite. Miracolul e acceptat mai întâi prin credință, pentru că al cere presupune că mintea a fost pregătită să conceapă ce nu poate să vadă și ce nu înțelege. Dar credința își va aduce propriile mărturii să arate că ceea ce stă la baza lui există cu adevărat. În felul acesta, miracolul îți va îndreptăți credința în el și îți va arăta că s-a bazat pe o lume mai reală decât cea pe care ai văzut-o înainte. O lume izbăvită de ce ai crezut că e în ea. Miracolele cad din cer ca picăturile de ploaie tămăduitoare asupra unei lumi aride și prăfuite, unde făpturi infometate și însetate vin să moară. Acum au apă. Acum lumea e verde și pretutinde ne răsar semnele vieții ca să arate că ce s-a născut nu poate muri niciodată, căci ce are viață are nemurire. Lecția 341 Îmi pot ataca doar propria mea nepăcătoșenie și numai ea mă ocrotește. Tată, fiul tău e sfânt, eu sunt cel căruia îi vei surâde cu iubire și o tandrețe atât de dragă, de profundă și de liniștită, încât universul îți zâmbește și el și îți împărtășește sfințenia. Cât suntem de puri, de ocrotiți, de sfinți, deci noi, care am rămas în zâmbetul tău, cu toată iubirea pe care ne-o acorzi, trăind una cu tine în deplină fraternitate și paternitate într-o nepăcătoșenie atât de deplină, încât Domnul nepăcătoșeniei ne Fiul Său, un univers al gândului care îl întregește. Să nu ne atacăm nepăcătoșenia atunci, căci conține cuvântul pe care ni-l adresează Dumnezeu, și în blânda ei reflecție, suntem mântuiți.